numele meu este Ovidiu și suntem aici să vă spunem puțin de ceea ce facem noi și să, de asemenea, să vă ducem și o provocare. Vine pentru misiune pe nivel internațional, este o organizație de misiune, de exemplu, 187 de țări, cu misiuni, în diferite domenii și motoul nostru este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut. De aceea noi la Cluj avem, bazat pe acest motor, avem o școală de ucenicie care durează 5 luni de zile. Este o școală care este, este concepută în așa fel încât să poată să te ajute să poți să transformi viața. Este o școală în care vei locui acolo un campus cu profesori, cu personalul din școală, care te vor ajuta, vei avea un mentor care te va ajuta, va merge cu tine. Școala este compusă din 3 luni de teorie, unde vom studia subiecte precum natura și caracterul lui Dumnezeu, lupta spirituală, auzirea vocii lui Dumnezeu, viziunea și chemarea noastră. Și apoi, două luni vom merge într-o misiune externă și posibilitatea de anul ăsta este să mergem în Africa, în deșertul Kalahari, pentru a sluji și apoi, în practică, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Și credem că aceasta este o oportunitate foarte bună pentru tineri care vor să pună 5 luni din viața lor deoparte pentru Dumnezeu și să poată să accepte provocarea de a fi schimbați. Și acum vreau să invit Mariana să aducă o mărturie a ceea ce a semnat această școală pentru ea.